Hei, salut pofticioșilor, bine ați revenit pe cub! Azi e cu drop, dar nu de sare, ci de sărbătoare. Dacă ai mașină de tocat carne, rețeta e simplă. Asigură-te că te-ai abonat la canalul Cub și hai să gătim împreună cel mai bun drop pe care l-am făcut. Acum, gata cu vorbăria, hai să dăm drumul! Verdeața e cu noi și e din plin, iar în săptămâna aceasta se lasă cu miel, dar și cu bunătăți din miel, cum este această rețetă. Azi despre cum se face drop de miel. Într-o oală mare cu apă rece, voi pune la fiert timp de o oră organele de miel, ficatul, plămânul și inima, pe care le-am spălat, curățat și tăiat în bucăți. Separat, într-o cratiță, voi înmuia în puțin ulei 4 legături de ceapă și 2 legături de usturoi verde pe care le-am tocat mărunt, peste care am pus o linguriță de sare să se înmoaie verdețurile. Nu vreau să le prăjesc, vreau doar să le călesc ușor. Necesar, dar nu important, mănușile le pun și dau toate organele fierte și răcite prin mașina de tocat carne. Eu am spălat foarte bine fiecare bucățică pentru a îndepărta sângele coagulat rezultat în urma fierberii. Pe repede înainte totul și bucată cu bucată, termin de îndată de dat prin mașina de carne și după ce strâng jucăria, mă apuc de compoziție. Din cele 10 ouă pentru rețetă, 6 le sparg crude într-un bol și 4 le-am pus la fiert pentru mai târziu. Amestec bine ca pentru o omletă generoasă și mut totul într-un bol mai mare să am loc să mă desfășor. Încep. Organele tocate în bol, adaug ceapa și usturoiul călit, 2 legături de mărar și 2 de pătrunjel pe care le-am tocat mărunt și cele 6 ouă bătute zdravăn. O linguriță de piper, căci mie îmi place mai piperat, și o linguriță de sare. Țineți cont că am mai pus o linguriță mai devreme. Amestec totul bine pentru ca fiecare ingredient să-și arate dragostea față de celălalt. Totuși e un preparat special pentru o zi specială. În două tăvi în care am pus hârtie de copt, pun din compoziție până la jumătate și apăs bine cu o lingură să fie compactă, să nu se destrame la tăiere. Cele 4 ouă fierte își găsesc locul, două câte două, în drop. Dacă vrei să pui mai multe, nu te oprește nimeni. Continui cu compoziția până ajung aproape de marginile tăvii și presez bine. Cu cea de-a doua tavă procedez la fel, compoziție până la jumătate, presez, pun ouăle și continui până aproape de margini. Ar mai fi mers ceva tocătură în ele, dar dacă puneam mai multă într-una, nu mai aveam pentru cealaltă. Așa că un detaliu foarte important e acesta, să ai suficientă compoziție, nu ca mine. Cu ele la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 30 de minute. Pofticioșilor, așa arată, perfect rumenite și miros de numa, le scot din tavă și le las la răcit, preferabil peste noapte. Dacă nu ai răbdare să aștepți, măcar 4 ore la loc răcoros lasă-le. Momentul mult așteptat, secțiunea, sper să nimeresc și oul. Și da, exact pe mijloc, așa arată și așa trebuie să fie, tradițional cu ou. Tai o felie pentru degustare, pentru că îmi plouă în gură numai când mă uit la el și înfulec o jumătate așa, cât ai clipi. E exact cum îl aduc aminte, foarte bun și aromat, cum îl făcea mama. Oh da, era să uit ceapa. Ceapa verde nu trebuie să lipsească și nici ridichea dacă vrei să-ți fie bine. Roșie ca focul să-ți urâdă norocul. Verde ca ceapa să pup bine fata. Asta dacă ai ce pupa. Ce mă bucur că a venit primăvara. Eu sunt Paul, cel care gătește, filmează, editează și scrie pentru oameni frumoși ca voi. Dacă ți-a plăcut, te invit să-mi dai un like, să comentezi și să te abonezi. Și nu uita să dai play pe Cub.